Timăm. Deci, acum o să facem proba de testare a puterii, calibrarea puterii. Reglăm astfel încât punctele să se suprapună în centru cercului aparatului de testare. Aparatul este setat și pregătit să înceapă verificarea puterii. Și acum am declanșat testarea. Procedura durează 10 minute. Am verificat. E 10 minute. Deci își face testarea 10 minute și trebuie să obținem niște parametri situați în jurul puterii de 10 mW plus minus 10%, asta însemnând deci între 9 și 11 mW. Am pus aproape. Procedura nu doare, dar vor fi niște senzații în timpul. Asta e o procedură nouă, se cheamă prosnicul cu iontoforeza, adică avem un generator special de curent de mică frecvență care facilitează penetrarea substanței în cornee ca să pătrundă mai profund și efectul să mai jos un pic, efectul să fie mai puternic. Dacă doare, spuneți, în principiu nu doare nimic din ce vă face. După ce terminăm procedura, o să vă instruim ce picături puneți. Ce picături puneți acasă. Chiar dacă nu sunt probleme, vă văd direct peste o lună. Dacă însă aveți senzație, vă ustură foarte tare ochii și vă primați mâine, mâine la ora 3 sunt la aici. Deci mă găsiți pe niciodată. Dar doar una dacă e foarte deranjantă, pentru că nu dezinfecte de mica, practic riscul de complicație nu. Ștergem. Închidem ochii.